Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră Prahova Roleplay. Ei bine jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, vreau să vă spun că am pus toate modurile din seriile noastre de roleplay pe pagina noastră de Instagram în ultima postare, în descrierea ultimei postări, așa că dacă vreți toate modurile din seriile noastre de roleplay, aveți acolo două linkuri. Haideți cu un mare follow, pagina noastră de Instagram aveți aici în stânga jos și bineînțeles, noi să trecem la episod. Ei bine, jupânilor, după cum puteți vedea, suntem acasă și astăzi o să mergem la treabă pentru că m-am angajat cu jumătate din urmă, să zic așa, aici la firma asta din sat, la firma asta agricolă din sat, după cum o știți, e destul de mare și am mai lucrat din când în când la ea, bineînțeles, lucrasem la negru, dar acum m-am angajat cu jumătate din urmă, dar mai lucrez și când mai am timp. Pentru că, na, acum mi-am luat și dusterul ăsta, să-l mai luăm la treabă dacă tot l-am cumpărat acum recent. Și să mergem direct la firmă, să luăm de acolo tractorul, pentru că eu deja am cheile de la un New Holland pe care o să lucrăm astăzi. Bine, un pic, nu o să lucrăm foarte mult, pentru că, da, o să totuși, o să vi-l prezint pentru că e un New Holland frumos care merită toată prezentarea, să vă zic sincer. Ia să o luăm noi pe aici. Ne băgăm cu dusterul cumva, cum să o iau eu, ca să nu, uite că las dusterul aici, ca să nu îl bag tocmai până acolo, îl lăsăm, îl oprim și haide să mergem direct la New Holland, pentru că New Holland e tocmai la mama naibii încoa. Ia uite, vine pasnicul, își face datoria aici și să vă prezint, o să mergem cu remorca la cărat niște cereale. Ia uitați New Holland-ul ăsta e. Un New Holland destul de mare, să ne urcăm în el. Eu am cheile de la el pentru că de aseară era vorba să mă duc astăzi la descărcat din combină, pentru că na, era și normal. Ia să vedem. Au, tenea paznicul și el pacilea cu lanterna. Ia să băgăm în marșalier, nu? Băgăm în marșalier și să cuplăm, bineînțeles, remorca aici. E să o cuplăm, că trebuie să mergem la treabă, nu? Ia, bam, am cuplat-o, firele cuplăm și atâta. Acum să vedem, să băgăm în viteză tractorul, pornim girofarurile și haideți direct la treabă, că nu se mai poate. Merge direct la treabă, uite. Nu știu ce caută nenea paznicul ăsta, dar sigur nu are treabă cu mine. Bun, acum să mergem direct la treabă, descărcăm din combina, pentru că combina e tot la fel rămasă acolo pe câmp. E cred că rămasă singură, dacă nu mă înșel. Bun, să ies eu acum. O, ies pe aici pe la stânga, nu? Ies direct pe aici pe la stânga, frumos. Ia să vedem. Op. Hai, că aici e tot terenul nostru. N-are cine să vină. Și dăm blană cu remorcuța. Ne ajunge remorcuța asta, care era prea mare oricum. Era chiar foarte mare, pot să zic. Că uite, aici e cântarul. Băi, băi, aici nu poți să te joci. Aici, la fix car tot. Da. Și na, cooperativa agricolă asta, după cum o știți, e cooperativa agricolă Tormac, adică o știți cu toții, cred că de când am început să fac și eu episoade de prin fermă de la mine, m-am angajat că se iau niște bănuți în plus, adică 20-30 de milioane acolo la lună nu strică, nu? Și dacă mai lucrez, fac ore în plus, vă dați seama, îmi dă și mai mult. Acum depinde de mai mulți factori. Câte ore fac, eu dacă îmi fac orele, bineînțeles, sunt plătit la oră. Așa că asta nu e o problemă deloc. Cheile de la combină sunt, mi se pare că acolo, cel mai probabil, sunt pe acolo și, bineînțeles, că ori e deschisă combina, ori sunt cheile în bord. Pentru că a fost lăsată chiar acum recent combina, a fost lăsată pe câmp chiar acum recent, pentru că vă dați seama, n-ai să lași o combină cu cheile în contact peste noapte. Nu, a fost lăsată acum recent și eu doar să mă duc să descarc din ea. Că a plecat șoferul de pe combină cu mașina inginerului. A plecat cu mașina inginerului și acum eu doar mă duc să descarc de acolo din combină și nu știu. Cred că o să o încui și o să iau cheile și o să le duc la birou aici direct. Când o să se mai duc mâine dimineață la treierat cu combina, atunci o să ia cheile băieții, băiatul care se duce, șoferul de pe combină, și o să își continue treaba cu... O să-și continue treaba pe acolo, nu știu, eu fac doar treaba pe combina, ați văzut, am fost și eu odată. Hop, băi, da, ce merge tractorul ăsta, uite, fix acum trece trenul. Băi, băiatule, fix acum trece trenul, că până acum nu putea să treacă, nu?
Până acum nu putea să treacă, trece fix acum. Asta este, ce să facem, jupânilor? Mai stăm și la tren. Mai stăm și la tren, n-avem cum. Și da, asta e treaba și cu... și cu cooperativa asta agricolă. Na, e bună treaba că am putut să mă angajez și eu cu jumătate din urmă. Aici... Hai mă, ce face? Nu dă drumul cât ține barierele. Uite asta, mă scoate din nerv când ține barierele prea mult. Le pune jos cu jumătate de oră înainte să treacă trenul și după aia le ridică în sus după jumătate de oră după ce trece trenul și mă enervează la culmea. Ia să vedem, dăm și noi blană un pic, hai un pic așa să mărim pasul că... Ia. Cred că o să-mi iau și eu jupânilor niște oi. O să le pun pe acolo prin spatele grădinei pe acolo. O să găsesc eu un loc unde să le pun. Aude că pe aici deja avem drum nasol. După cum știți, asta nu mai face primarul nostru nici în veci. N-ai să mai vezi drum pe aici făcut. Noi trebuie să facem... uite, combina cum ne așteaptă. Deci o văd de aici. Dăm un semnal stânga și să ne băgăm și nouă pe acelea cumva. Ia putem. Mai eu așa zic, nu? Atât, hai că am putut să mă bag și eu pe acelea, ca tot omul. Și acum ia să vedem, descărcăm frumos toată recolta. Ia să ne dăm jos din tractor. Bă, frumos tractorul, n-am ce zice. Frumos tractorul, da. Să ne urcăm în combina, jupânilor, să vă arăt ce combina la interior. Ia uitați, că era deschisă până la urmă. Cheile sunt aici, văd că. Și bun, să pornim încărcarea. Descărcarea, nici nu știu cum să-i zic. 10 tone de grâne avem aici frumos. De grâu, bineînțeles. Asta e parcela. Ia să ne uităm noi mai bine. Ia uitați, cam așa scad cerealele de aici din buncăr. Da, e bună remorca asta. Că remorca asta are, cred că în jur de 18-20 de tone, cred că are, nu? Cam atât, nu, cred că 20. Că eu zic că vin două buncări. 20 sau 18, nu știu să vă zic. Nu, din câte se vede, cred că are în jur de 18-19. 18 cel mai probabil, sau chiar mai puțin, vreo 15, nici nu știu să vă zic sincer. Oprim și noi, bineînțeles, combina, pentru că, na, eu o să las cheile. De fapt, nu am zis că le iau și să le duc la birou, ia să închidem și combina. Bun, am pus și grânele în combina, să ne suim în tractorial. Și, da, ne-am făcut treaba și cu... măi, hai că în loc să-l pornesc, l-am oprit. În loc să... Acum să ducem, bineînțeles, grânele la locul lor. Ia să vedem. Ba, altă treabă când n-ai tractor automat. Altă treabă, n-ai ce să comentezi. Nu poți să zici, băi, nu-i fain tractorul automat. E mișto, ia să mă întorc eu pe parcela asta. Pe aici, băieți, cred că o să fac niște baloți, bănuiesc. Nu știu să vă zic sincer, dar cred că o să facă niște baloți. Ia să o luăm noi pe acelea. Atât, hai că n-am atins nicăieri. Bă, că șofer, de șofer un pic. Șofer. Am multă energie în mine, văd că. Am băut astăzi 3 cafele la rând. Nu știu, simțeam așa nevoie. Eram obosit, iar acum am o grămadă de energie. Și, na, da, merge. Uite ce merge tractorul. Merge 40 la oră. Drumul ăsta, v-am spus, nu o să mai fie făcut în veci de primarul ăsta. Poate la următoarea alegere, când o să mă bag eu primar, dacă o să fie făcut drumul. Că în rest, nu... N-ai să mai vezi drum făcut pe aici. Prin Bucov pe acolo, n-ai... Pe drum făcut n-ai să mai vezi. Ia să vedem. Acum grijă mare, grijă mare, mare că poc, poc și aici și aici la remorcă, gata. Bum, acum să avem grijă. Hai, eu m-am băgat deja. Așa, bun. Ușor pe aici iarăși. Hop. Hop și la remorcă, bam bam. Bun. Și dă-i blana. Hai că merge tractorul ăsta. E bun tractorul ăsta, n-ai ce zice, nu Holland nou, automat, adică ce vrei, tractor de sute de mii de euro, bine, cred că o fiu vreo 80 de mii, cam așa, că nu e New Holland de ăla de câți cai, mi se pare că are New Holland-ul ăsta, dacă nu mă înșel, în jur de vreo 240 de cai sau 220 de cai, nu mai știu, dar semnul ăla de începător de pe față cei, că doar nu sunt începător, cred că a lucrat un începător cu semnul, cu tractorul bănuiesc, că altcumva nu-mi explic. Dar din câte vedeți avem pe parbriz un semn de începător, eu nu sunt începător de mult. Am câțiva ani de când nu sunt începător eu. Ia să avem grijă pe aici, pe la ăsta de aici. Hop. Bam, am ieșit și noi din sat. Ia să-i dăm blană acum și trebuie să vin să-mi iau
să-mi iau asta, cum îi spune, motoculturul. Trebuie să vin să-mi iau, pentru că l-am adus aici să-i schimb o roată, un nene care stă pe acolo prin sat. Și l-a lăsat acolo, l-a lăsat să-și facă treaba. Omul i-a zis, eu nu pot stau după tine, că e un nene. E un nene, nene bătrân care face el la roabe, pe la mai multe. Și s-a încadrat și motocultorul meu. L-am dus și am zis, bre, nene, eu n-am timp să stau. Eu n-am timp să stau atâta după matale să faci acolo, dar eu să dau bani acum. Și dacă pot să vin, până mâine, e mai bun. Ca să-mi iau și eu, să-mi fac treaba. Și aș că da, cum să nu. Hop, aici să avem grijă. Bam, acum băieții au cântărit-o, bineînțeles, că doar nu... Nu, aici lucrează, băieți. Bine, dacă e 10 kg în minus sau 20, nu e problemă, vă dați seama. Dar să nu furi cu sutele de kg. Atunci e problemă mare pentru băieți. Bine, că ei trebuie să cântărească acolo cum trebuie tot, vă dați seama. Bun, acum ia să vedem, descărcăm frumos și noi pe aici, nu? Așa e frumos, să ne facem treaba ca la carte. Ia, atâta. Bun, descărcăm frumos, basculăm aici, în bază la ei. Ia, uitați, jupânilor, buncărele lor de, nu știu cât o fi având ăsta, cred că are în jur de... cred că are în jur de 1000 de tone, bănuiesc. Cred că are 1000 de tone, cam atâta, 1000-3000 de tone cred că au aici în buncărele astea. Ia să băgăm în marșaler că n-am cum să mă mai întorc. În jur de 1000 de tone au, da, cam așa. Sau, nu știu, 800? 800 de tone? Na, pe acolo nu pot să vă zic exact, că nici eu nu știu exact. Ia să dăm noi marșaler, cum să mă bag eu pe acelea. Asta e că nu i-am dat bine eu. Nu m-am băgat cum am trebuit. Ia să ne întoarcem noi în treaba asta la alta așa. Dăm blană și... Pum, să ne întoarcem noi. Să mă întorc pe aici, dar nu m-aș băga eu pe acolo. Aia că mai dă un pic în față și mă întorc pe aici. Că am deta mai tractură, bă, băiatul, n-am cum să mă întorc peste tot cum vor alții. Ia să vedem, ne întoarcem frumos pe acelea. Uite, aici e tot buncărul lor, tot baza lor. Ia, uitați, au aici 3000 de tone, au mai au și acolo 3000 de tone, vreo 6000 de tone. 6000 de tone, ei, nu-i ceva, nu? Nu-i chiar nimic ca 6000 de tone. Te gândești tu un pic 6000 de tone, bă, băiatule. Au, bineînțeles, au și pământ, au, cred că peste 10.000 de hectare, 20.000 de... Ce 20.000? Că asta e o parte din... Asta e numai o parte din terenurile care le au ei prin țară. Doar în județul nostru, pe aici, pe lângă București, cât au ei, vă dați seama, au mult, au. Și, na, trebuie, cred că au în jur de 100.000 de hectare, cred că mai mult. Nu știu să vă zic sincer, dar... Au, oricum, ia să lăsăm noi tractorul pe undeva prin zonă pe aici. Oprim, bineînțeles, girofarurile, oprim tot, pac-țac, las cheile de la combina acolo, că mă grăbesc și eu un pic la treabă. Și haideți să luăm dusterul acum, să mă duc să iau și eu ăsta, cred că o să mă duc cu dusterul direct. Ia să-l pornim, să mă duc să iau și eu motocultorul, că mai fac și eu treabă pe acasă. Atâta, ia să-i dăm blană, bun, băgăm viteză și... Atâta, îi dăm blană cu dusterul. Băi, eu sunt așa mulțumit și fericit că mi-am putut să-mi achiziționez și eu un duster de asta bazat. Bine, e bine că până la urmă e un suvulez, nu pot să-i zic, mamă ce jeep mare, nu? E, mă descurc, 4x4, 4x4 frumos, motorul bun, câțiva căluți acolo în plus, adică față de Dacia, cum era Dacia, asta trage de rupe, pot să zic că mama a sărit de la un motor de... Dacia la 3000, da bine, nu-i chiar așa, că am condus și motoare de 2500-3000, alea puternic încetată. Dusterul își face treaba ca dusterul, n-ai ce să zici, dai seama. Da, și motoarele alea mănâncă motorină, mai ales am condus un, ce era ăla, nici nu mai știu, nu, era un Mercedes, un Merțan frumos, adică era un gele de ăla frumos. Un 3306 cai, parcă. Păi băi, băiatule, când băgai talpan ăla, știi cum, 313 sau 306, nu mai știu. Dar era un GLE frumos de ăla, 2015, parcă, sau 16. Oricum, de alu... A unui văr de-a meu, dar bine, mai mare ca mine, are vreo
cred că are vreo aproape de 50 de ani. Și băi, dacă ne-ai băgat talpanul ăla, păi știi cum se duce? Eu, ceva gen tipul ăsta, bine, da, mult mai... Asta e mult mai fain, mult mai nou, dar ceva de genul, na, într-un fel, era de asta cupe. Mie chiar tată, da, și mânca motorină, consuma vreo, când băgai piciorul în el 20%, păi, o mai dai așa, trebuie să ai bani mulți ca să... Bun, acum ia să vedem, ne băgăm și noi pe acelea cu Duster-ul frumos, băgăm în marșalier și, ia să vedem, ne descurcăm noi pe aici ușor, ușor, cred că da, nu? Cred că ușor, ușor ne băgăm noi pe acelea. Și, bun, hai că... Ia să vedem noi. Atâta, ne dăm jos, îl lăsăm pe avarii. Și da, omul mi-a adus, am vorbit cu el unde să-mi aducă motocultorul. Și mi l-a adus chiar unde a trebuit. Ia să vedem. Să-l luăm frumos așa, ia să ne urcăm de fapt în el. Ia schimba văcăruțile, cum trebuie. Băgăm în viteză și haideți să mergem. Ușor, ușor și să-l băgăm pe platformă, să văd mai pot să le ridic. Cam îmbătrânit și eu, bine, am îmbătrânit vorba, vine că... Na, îs tineri, dar acum... Ia să venim, îl luăm și... Op! 1, 2, 3... Mamă, 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 dar cât de greu, băie, bă, băiatule, dar nu era așa greu când l-am luat. Mamă, că l-am dat jos cu... Nea Nicolae, nenea care mi l-a făcut. Op, hai încă un pic să-l punem cumva, băi, că nu stă bine deloc așa. Ai, băi, băiatule, dar ce e ăsta, băi, tank, ce-i? Bine, bine că-l pot măcar să-l țin așa. Că, dar nu cred că pot să, oare stai așa să-l duc eu? Că eu am venit cu el direct așa și m-a luat alt nene cu mașină. Eu, în fine, eu o să-i bag în viteză, aute. Nu stă, băi, băiatule. Sau stă oare? Nici nu știu dacă stă. Încerc să-l duc eu cumva, dar... O să merg foarte ușor, o să merg chiar pe avarii. Că, na, cam așa... E ușor, ușor, mai ales pe aici, băi, băiatule. De ce a trebuit să pună bumper de astea? Cam încurcă pe mine așa că, na. Acum mai dăm puțin așa mai tare. Hai că nu las avariile. De fapt, hai că le las că am o marfă destul de lungă, pot să zic. Hai mă, că e frumos și el și de asta. La nene, ce să-ți fac acum? N-ai cum să intri nici tu în depășire, dar... De fapt, hai că e liber. Dă-i că e liber. N-ai... Nu-i dai bine, hai că-i dau eu atunci, ușor, ușor. Bine că măcar stau aproape de Nea Nicolae și pot să ajung repede. Ia să-i dăm noi însemnul acum la dreapta, oprim avariile. Și bre, stai un pic că trebuie să mă bag și eu în curte acum, nu știu cum. Atâta, hai că am reușit. Op, liber domnul, liber șeful, gata. Eu m-am băgat aici cu Duster-ul să-mi aduc și eu motocultorul ăsta acasă. Încă un pic, încă un pic și... Gata. Oprim Duster-ul. Ne dăm jos și... Să dăm și noi motocultorul ăsta jos. Op, agățăm și... Hai sus, 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 sus. Hai băi, băiatule, nu vrea? Mamă, 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 dar e greu tare, bă, ăsta. Eu nu mă gândeam că e așa greu. Ia să ne urcăm în el. Să-l pornim. Să-l dăm jos așa, dacă... O, gata, bine, 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 bine că l-am putut da. Îi dăm în marșalier acum. Oh, băi, unde te duci, unde te duci, unde te duci? Marșalier, marșalier, oh, ușor, ușor. Ia, mai băgăm un pic aici, în viteză și gata. Hai, că-l lăsăm aici, că e numai bun, zic eu. Îl oprim, ne dăm jos și da. Cam atât a fost jupânilor și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Pe data viitoare vă urez numai, numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.